Există în lume preocupări, cercetări, domenii de studiu, biologia, ecologia, cardiologia și altelogia. Nu vreau să vă spun prea multe. Și toate acestea însemnează că orice domeniu poate să fie investigat inteligent, prin observații, cu adaosul rațiunii și pe baza rezultatelor și al faptelor se pot emite teorii demonstrate științific. În contradicție cu toate acestea este o altă logie, teologia. De dimineață am avut ocazia să înțelegem cât de știrbă este teologia. Știți ce-ți vază știrbă? 3-4 din sus, 2 din jos. Nu înțelegi și nu poți să înțelegi pentru că nu avem niciun fel de acces la o cercetare obiectivă, verificată. Știți că un fapt științific este faptul repetabil și măsurabil. Dacă nu pot repeta nici măsura nimic, tot ce am este această extraordinară carte care îmi spune lucruri despre Dumnezeu doar prin analogii. Vă amintiți de analogia lui Livingstone? Când Sekelele, un șef de trib din Zambia, l-a întrebat pe străinul cu piele albă ce e o locomotivă, că a scăpat cuvântul ăsta și când ne-a explicat și n-a priceput nimic. De ce? Pentru că experiența lui nu includea și un cât de mic reper și a spus, nu înțeleg. Și atunci, în cele din urmă, vă amintiți, nu vreau să repet detalii, a luat el 4 boi mari, de-aia cu coarne uriașe, bivoli africani, i-a pus unul după celălalt și una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt căruțe. L-a luat și așa cu aia, bine, ăsta-i tren. Ce a înțeles bietul Sekelele despre tren? Că e vorba de boi și de căruțe. Dar n-a înțeles nimic din tot sistemul de ardere externă, nu prin abur. N-a înțeles nimic, dar a avut o analogie, o idee. Și gândiți-vă, dragii mei, că tot ce știm noi despre Dumnezeu sunt analogii. Pentru că noi suntem în, vă amintiți, în imanent, iar Dumnezeu este dincolo și noi nu avem niciun fel de mijloc să pipăim sau să gândim, să descoperim. Dar revelația lui Dumnezeu, chiar în ciuda faptului că este dată în analogii, ne e suficientă pentru mântuire. Repet, Biblia n-a fost dată să perorăm despre Dumnezeu, ci Biblia ne-a fost dată cu scopuri practice, ca omul păcătos să poată să ajungă, să cunoască atât despre Dumnezeu și bunătatea Lui, cât să creadă în El, să depindă de Dumnezeu și Dumnezeu să lucreze în El cea mai mare minune, cel mai mare miracol, schimbarea inimii. Și aceasta este o dovadă obiectivă, puternică, clară a prezenței și lucrării lui Dumnezeu în rolurile dumnezeirii. Aș vrea să începem cu prima imagine, după aceea voi da eu. Da. Tema de ieri, de azi dimineață, se numea Everestul Revelației. Și spuneam că toți au văzut măcar în poză Everestul, dar de urcat sunt regulile jocului. Cel pe care îl vedeți în imagine îl cheamă George Mallory. El este vestit pentru aforismul sau maxima pe care a spus-o când l-au întrebat oamenii, că el fusese deja de 3 ori cu niște echipe englezești și n-a reușit nicio echipă și a spus, merg singur. Când l-au întrebat, de ce te duci? Acolo e moartea. De ce vrei să urci Everestul? Și el a spus cuvintele memorabile, pentru că există. Frumos. Pentru că există, eu trebuie să-l urc. Și, din păcate, în 1924, a plecat singur, lăsându-și nevasta, poate și copiii, nu mai țin de câți avea, și l-au găsit abia în 1999 un cadavru congelat.
Pentru că Everestul are regulile jocului. Și cine nu știe cum să abordeze versantul, muntele, cine nu știe că are nevoie de anumite siguranțe, că sunt reguli, va cădea. La fel și cu Biblia. Dumnezeu a dat această unică Biblie și sunt atâtea confesiuni centrifuge care parcă creează decredibilizarea Bibliei pentru atei sau pentru cei care nu cunosc. Cum bă, nu e o Biblie? De ce sunt atâtea culori? Și asta pentru că regulile cărții nu le poate urma doar rațiunea, ci un suflet smerit, un suflet care se lasă învățat. Obiectivul prezentării de astăzi nu încearcă să convertească pe cineva. Presupun că fiecare om are drumul său, gândirea sa. Și presupun că unii pot avea, și este libertatea lor cu tot respectul și Dumnezeu îi respectă, să aibă alte opinii. Totul, până la urmă, depinde de prima regulă a Everestului. Un suflet smerit. Și atunci Dumnezeu ne poate învăța, nu prin teorii, ci prin cuvânt. Vă amintiți una din temele de dimineață, din adevărul de dimineață. Noi trăim într-un cerculeț îngust, mititel, și imaginați-vă că transcendentul, partea neagră, se întinde cât tot universul. Noi știm ce e acolo în căsuță și vedeți o furnică. Noi suntem furnici, iar Dumnezeu, ca să ne vorbească nouă, era încă o analogie făcută de dimineață, El nu poate decât să ne vorbească în limbajul furnicilor. Și întreabă oamenii, cum ești tu Dumnezeu? Și eu sunt un tată. Și omul gândește, e o furnică uriașă. Pentru că noi gândim în tiparele propriei noastre experiențe care ne limitează. Iar experiența noastră, observați, sunt două puncte. Spuneam, suntem materiali, adică determinați în timp și spațiu. Nu suntem ubicu, adică pretutindeni, nici nu suntem dintotdeauna. Noi ne-am născut la o dată până la data când trecem la odihnă și o exist aici și nu acasă sau nu în altă parte. Dumnezeu nu e material. Iar pe lângă materialitate, noi suntem și păcătoși. Și omul păcătos nu poate să înțeleagă realitatea decât deformat. Nu știu că ați văzut oglinzile acelea deformante. Când te uiți, fie te vezi un barosan, fie un țâr. Așa e oglinda, e făcută, iar păcatul din noi îl obligă pe Dumnezeu să folosească singurul limbaj care e la dispoziția omului, limbajul limitat și păcătos. De aceea și cuvântul inspirat are aceste limitări până la Iisus Hristos. Evanghelia ne prezintă cu adevărat pe Dumnezeu descoperit, de plin pe înțelesul nostru. Și mă amintesc de Ioan 14:10, cine m-a văzut pe mine? L-a văzut pe Tatăl, nu crezi că Tatăl e în mine și eu sunt în Tatăl? Hristos este Tatăl descoperit. Iar toate celelalte dubii, știu, expresii care ne deranjează, Dumnezeu s-a mâniat, e răzbunător, toate acestea se luminează sau se nuanțează în funcție de singurul reper autentic. Vreau să adaug ceva ce l-am spus de dimineață. În calea către Hristos sunt amintite 5 căi prin care Dumnezeu se descoperă omului. Prima, natura. A doua, scrie, cele mai gingașe legături omenești. Prin iubire eu cunosc pe Dumnezeul iubirii. A treia cale, providența, felul în care Dumnezeu conduce în mic viețile indivizilor sau în mare istoria lumii. Acestea trei formează revelația generală. Pentru că nu trebuie să fii creștin, poți să fii păgân, dar când vezi natura, te pătrunde un simțământ al ordinii, al maiestății, al bunătății. Și oamenii, până și păgânii, care n-au avut acces la Scriptură,
pot să-L cunoască prin revelația generală. Și după ce le numeră spiritul profetic acestea trei, mai amintește de două. Sfânta Scriptură și a cincea. Cât e frumos că nu le-a unit, că despre Iisus tot din Scriptură știm, dar este altceva decât Scriptura. Este revelația fără amprenta materialității și a păcătoșenii umane. E Scriptura, Scriptura și Iisus Hristos. Deci, când vorbim despre transcendent, noi proiectăm propriile noastre limite asupra lui Dumnezeu, asupra dincolo. Dumnezeu nu e jignit din acest motiv. Pentru că noi ceea ce facem nu e teologie, știință, ci este pur și simplu o însușire, o asimilare a revelației lui Dumnezeu în tiparele lui Sechelele, acestui băștinaș care a înțeles suficient ca să-și dea seama de diferența de civilizație Zambia și Marea Britanie. Numai că omul dintotdeauna s-a considerat deștept. Adică el are rațiune și minunat că are rațiune. Eu cred că este bine. Dumnezeu ne-a dat capul și mintea ca să cunoaștem. Numai că, vedeți, cunoașterea nu este doar prin rațiune. Spuneam într-o ocazie, mi se pare că aseară, există IQ, nu? Cât de brici gândește calculatorul, computerul meu, și emotional quotient, EQ, cum înțeleg eu lumea pe un alt tipar, cu un alt limbaj. Este limbajul lăuntric emoțional, care, se știe, s-a stabilit, e mai important decât jucăria lui băiatul, mașinuța lui băiatul, se spune. Raționalismul ce spune? Vreau să vă spun, raționalismul a fost inițiat de Descartes, René Descartes, care era un matematician și filozof francez, și apoi de Baruch Spinoza, un evreu care a ajuns prin rațiune să conteste pe Dumnezeu, prin rațiune. Raționalismul știți ce spune? Doar ce intră în mintea mea e adevărat. Ce nu poate intra în minte nu există. Și raționalismul este opus la două feluri de a cunoaște. Empiricismul. Eu o jucărie, mă uit, o miros, o pipă, o deschid și prin simțăminte și observații, empiric, nu? Eu ajung la un alt de constatare, că nu e un os, ci este un material plastic și așa mai departe. Misticismul crede în cauzalități dincolo de sfera naturală sau a naturalismului. Și raționalismul spune, eu n-am nevoie să cercetez acea jucărie, dacă eu o gândesc doar prin gândire, pot să ajung să înțeleg totul. Nu e așa că este o notă de îngânfare și de mândrie? Există, prin 1850, a trăit un francez, Auguste Comte. Iar acesta a modificat raționalismul. Și a spus, nu, pozitivism. Includem lângă rațiune și observația. Adică și-a dat seama că raționalismul este cam gol. E nevoie și de contact cu material observabil, observația. Și a creat așa numitul pozitivism, care desfințează metafizica și teologia. Practic, trăim în epoca post-iluministă, post al Revoluției franceze, în care oamenii spun, noi știința, observația și teoria, gândirea. Să nu credeți că noi oamenii care suntem în biserică, noi credincioșii, nu suntem influențați de felul în care gândesc oamenii. Noi trăim în acest sos, în această atmosferă și dacă locuiești într-o pescărie, o să miroși a pește. La fel și gândirea noastră. Noi trăim în acest mediu în care oamenii
trec totul prin filtrul rațiunii și ce nu concordă cu ce aștept eu sau ce gândesc, pentru că fiecare avem tiparele noastre, care sunt imperfecte și relative, noi le respingem și nu acceptăm decât ce trece ciurul. Mai afirm un lucru fundamental. Limitele experienței umane sunt principala măsură după care judecăm tot. Amintiți-vă de șeful de trib din Zambia. În această după-amiază am vrea să discutăm despre identitatea, natura Duhului Sfânt. Și sunt mai multe opțiuni. Este, o să vedem noi, o putere, un curent electric, nu? Baci în priză și motorul merge. Are putere. Doi, este însuși Dumnezeu, Tatăl, sau este o persoană aparte? Și primul lucru atunci când vorbim despre Duh este această piedică a propriei noastre experiențe umane. Știți ce înseamnă aceasta? Când spui Duh, te gândești la Duhul tău, la Spirit, la etajul superior, superior emoțiilor. Te gândești la Duhul tău care studiază, cercetează, inventează. Și ce este Duhul? E clar, pentru om, noi știm, nu există o separare între Duh și trup. Am avut o cunoștință pe Nenea Costea. Unii l-ați cunoscut. Nenea Costea Drăguțu a plecat în Germania, au emigrat cu soția lui și a luat o mașinuță, există acolo niște mașini foarte scunde, în care intri doar cu picioarele înainte. Deci, și merg și sub tiruri, n-au treabă. Da, mici. Și omul era mititel, se băga în acel submarin de buzunar, dacă vreți, așa mititel, și mergea pe stradă, era și o demirare pentru oameni. Omul era simpatic, era credincios, era vesel, gata să slujească, era misionar. Și odată a dormit sau a fost atât de obosit că a intrat sub o mașină și a decapotat craniul. Sigur, repede la spital și a reușit să trăiască. I-a atins însă lobul orbitofrontal, partea din față. Cea care gândește, care a decizii. Și acum l-am văzut de două ori. Era dus de soția lui, avea un zâmbet permanent pe figură. Dacă îl întrebai, răspundea. Dar nu știa nici cine e, nici unde e. Avea niște funcții. Stai puțin. Duhul nu e separat de trup? Păi a fost un medic, Schulze îl chema, care spune acum, trupul bea și spiritul se îmbată. Observați conexiunea între trup și spirit. Și spiritul omului este nu altceva, ceva care există separat, ci un atribut, o dimensiune a ființei umane. Și dacă este afectat creierul și spiritul e terminat. Și cunoașteți atâtea cazuri de boli în care oamenii ajung legume datorită unor circumstanțe dramatice. Și pentru că noi știm ceva despre Duh, că Duhul meu este un atribut al meu, o dimensiune, o capacitate, tindem cu acest model uman să-l proiectăm asupra Duhului Sfânt. Și mai apare încă o problemă semnificativă. Noi credem în monoteism. Noi credem într-un singur Dumnezeu. Și cum apar trei Dumnezei într-unul? Amintiți-vă, vă rog frumos, un lucru. Că rațiunea noastră e materială și nu poate pricepe imaterialul. Scrie Dumnezeu este Duh, noi suntem materiali. Și sunt lucruri
care nu intră în mintea noastră. Și unii oameni se întreabă serios, cum? Trei într-unul? Le explicăm. Este o aberant. Și cei care au încercat să explice Trinitatea au dat în mod special în, dacă vreți, există așa numitul capitol, ereziile trinitariene. Au ajuns la două mari erezii. Una se numește modalism sau, dacă vreți, monarhianismul. E un singur monarh care apare în trei haine. Sau modalism. Uită-te apa. Sunt trei ipostaze ale apei, dar apa e tot apă. Nu sunt trei ape. E aceeași apă în stare solidă, o pun pe foc, începe să se topească și o țin mai mult și gata, a evaporat. Vă să zic că modalismul spune că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt doar trei ipostaze, nu? Gheață, lichid și abur, ale aceleași une persoane divine. A doua explicație, practic aici și Fiul nu există decât o formă a Tatălui, nici Duhul nu există decât manifestarea Tatălui, o a doua se numește triteism. Da, accept, n-am încotro, sunt trei Dumnezei, separați fiecare cu agenda sa și sunt probabil prinși, deși nu suntem monoteiști, suntem triteiști. Biblia nu e de acord nici cu prima, nici cu a doua. Și atunci mintea, care este totuși împăratul pe tronul ființei mele, nu pot accepta Trinitatea. Aș vrea să vă spun că căutam firul. Da. Vreau să vă spun că Biserica, Mișcarea Adventă, biserica noastră, a avut printre pionieri foști membri ai diferitelor confesiuni anti-trinitariene. Printre altele era chiar James White, Uriah Smith, deci sunt personalități. Și având o foarte fermă atitudine împotriva tot ce este catolic, au pus pe seama catolicismului și a ereziilor, știu eu, secolelor primare ale creștinismului, a catolicismului, și Trinitatea. Și au fost destul de vehemenți. Numai că partea foarte interesantă este că studiul lor de-a cursul a vreo 30 sau 40 de ani i-a convins unul câte unul, pentru că erau sinceri, să retracteze și să schimbe opinia. La sfârșit o să vă arăt și câteva lucruri. Tu spui că refuzi treimea, pentru că e împotriva, nu, cum să fie trei persoane, nu, cum poate fi Duhul fără trup. Eu știu că un Duh are nevoie de un suport. Dar accepți întruparea, partenogeneza, nașterea din fecioară. E posibilă? Nu. Dar o accepți? Ești creștin. Da, o accept. Păi nu este tot una? Tu n-ai înțeles cum anume a putut doar din fecioară, sub influența Duhului Sfânt, să se nască Domnul Hristos. Păi vezi, sunt unele lucruri care nu creează, impact atât de deranjant cu tradițiile însușite. Le-ai luat, le-ai înghițit, le-ai acceptat și nu te mai gândești la ele, da, întruparea. Ce părere însă despre înviere? Cum ar putea fi învierea? Mortul-i mort. Au încetat toate activitățile și nu au fost 5 minute ca să se întoarcă din starea de letargie. Nu, nu, 3 zile. Adică vineri seara, sâmbătă în zor, sâmbătă toată ziua, duminică în zor, când au apărut lumina, atunci a înviat Hristos. Și atunci întrebarea este, cum e posibilă învierea? Păi, iarăși,
Dacă accepți învierea, de ce te împiedici în ceva ce nu înțelegi? Accepți că există, că Fiul, Domnul Hristos, este divin? Dacă accepți că Fiul este divin, atunci tot e o problemă că nu încap două infinituri, că infiniturile nu pot fi două. Noi când vorbim plus infinit, minus infinit, este un fel de a vorbi. Noi împărțim infinitul în funcție de noi, de prezent sau de un punct în istorie. Dar infinitul este unic. E fără început, fără sfârșit. Cum pot fi două persoane divine? Deja, noi aici nu discutăm, acceptăm. Nu toți. Există, de exemplu, unitarienii, arienii, în orice fel de culoare, care nu acceptă divinitatea Fiului. Am vorbit ceva despre asta dimineața. Justificări de a respinge personalitatea Duhului Sfânt. Cea mai clasică pe care am auzit-o, pentru că am avut, întâlniri, discuții, am citit, am căutat să clarific, nu cumva cred o aberație. Și am întâlnit, printre alte argumente, faptul că cel mai semnificativ text din Evanghelie, din cuvintele Domnului Hristos, respectiv Matei 28:19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, și acum urmează, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al cui? Și al Duhului Sfânt. Și există un strigăt al celor care contestă Trinitatea. Textul acesta nu există în Biblie. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am trebuit să fiu eu mare doctor în teologie, pentru că au fost alții și cercetând izvoarele am găsit toate manuscrisele din secolul I până în secolul IV, și ce înseamnă toate, care arată care fragment există și care nu. Vreau să explic puțin. Creștinismul a trecut prin furtunile prigoanei. Și unul din obiectivele prigonitorilor era nimicirea manuscriselor, cărților. Și totuși, în ciuda nenumăratelor prigoane, care au fost unele locale, altele au fost generale, ultima mai ales, cea din 303 până în 313, a fost a lui Dioclețian, mulțumesc, chiar aveam nevoie de... Deci, ultima prigoană a fost cumplită și generalizată. Și uite că au rămas, s-au găsit frânturi mâncate de vreme, manuscrise, multe. Se spune că toate manuscrisele, fragmentele de manuscris ale Bibliei, de la majusculele, cele care s-au scris până în secolul IX, și minuscule, că se foloseau doar cuvinte, doar ca la alimentară, doar litere mari, majusculele. Când s-au introdus minuscule în secolul IX, sunt vreo 7.000 de manuscrise și cel mai vechi manuscris datează din anul 117. Și s-a găsit în Egipt un sul de papirus în care este un fragment din Evanghelia după Ioan scris pe față și pe verso. Lipsește restul, dar aici este exact ce ar corespunde dacă am avea tablou întreg. Vă dați seama, Evanghelia lui Ioan, care a fost scrisă în jurul anului 100, ajunsese în Egipt și copiată Evanghelia, iar s-a găsit manuscrisul acesta acolo. Și este documentat, recunoscut, necontestat chiar și de critici. Ce este cu Matei 28? Există sau nu există răspunsul? Nici un manuscris nu e complet până în anul 325, când au apărut codexurile poruncite de Constantin cel Mare. Atenție, nu există în niciun manuscris capitolul 28 întreg. Sunt doar fragmente. Sunt fragmente și din alte capitole. Numai că Constantin cel Mare, atunci când a cerut să se scrie
Biblia integrală și s-au scris, atenție, 50 de copii ale lui Constantin, din care au rămas doar 3, 2-3. Codex Alexandrinus, Codex Vaticanus, 325 până în 350, și Codex Sinaiticus. Istoria lui Codex Sinaiticus este încântătoare, dar nu o să vă spun acum că timpul ne presează. Și în ele există textul acesta. Și o să spuneți, bine, bine, Constantin a fost un mare șmecher. De unde nu știi? Că a zis el, ia băgați voi formula trinitariană așa ca să îi înșel pe oameni. Dragii mei, există un argument zdrobitor. Atenție! Cartea Didache, sau Învățătura celor 12 apostoli, datată în jurul anului 100 și multe alte scrieri ale părinților bisericești, adică a părinților apostolici mai întâi și apoi a părinților bisericești, conțin citat din Matei. Și anume, acestea lucruri fiind mai întâi zise, botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt în apă curgătoare, vedeți, este cu o nuanță în plus, apă curgătoare. Dar există citat din Matei. Ignațiu din Antiohia, de aceea și Domnul când i-a trimis pe apostol să facă ucenici, le-a poruncit să-i boteze în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Este alt citat din Matei 28:19. Ei nu s-au vorbit, unul a locuit aici, altul dincolo. Uite, Policarp din Smirna, 150. Dumnezeule, te preamăresc pe tine împreună cu Divinul Iisus, Fiul tău iubit, și cu Duhul Sfânt, acum și în toți vecii. De unde știa el? De la Constantin, care urma să vină după 200 și ceva de ani? Nu. Un alt document, Clement din Alexandria, 190 după Hristos. Mergeți pe tutinești predicați și botezați pe cei ce cred în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. V-am arătat și unde se află aceste texte, le puteți găsi pe internet. E încă o citare din Matei. Tertulian, în jurul anului 200, deci cu 150 de ani înainte de Codex Sinaiticus, în despre botez scrie, mergeți și învățați botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Dacă n-ar fi existat manuscrisele care ulterior au fost arse, dacă n-ar fi existat, nu puteau cita atâția oameni din atâtea locuri. Dovadă că finalul care lipsește din probele noastre de azi a existat în timpul lor, iar ei știau de aceste lucruri. Mai sunt încă o grămadă, dar m-am hotărât să mă opresc la anul 200, ele merg până la 350. Toți aceștia citează din Matei 28:19. Ce zice Biblia? Până acum am discutat despre argumentul indirect, dar probator, al existenței acestei formule trinitariene. Să mergem mai departe. Aici o să am textele, dar nu o să pot să le citesc. Dacă vreți, materialul există pe în computerul bisericii, oricine poate să-l ia, să ia textele la duminicat, bucată cu bucată. În Ioan 15:26 spune Duhul adevărului care purcede de la Tatăl. Ioan 14:16, eu voi ruga pe Tatăl, deci eu Iisus, pe Tatăl, și El vă va da un alt mângâietor. Este destul de clar că nu poți să înțelegi că este Tatăl, care El se dă pe El. Ioan 14:26. Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl. Delegarea presupune personalitate. Interesant este că purcede și de la Fiul. Și uitați ce spune în Ioan 16:7. Dacă mă duc, vi-l voi trimite. Iar Mântuitorul suflă peste ucenici, luați Duh Sfânt. Pavel scrie în Roman 8:11, al lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu și al lui Iisus Hristos. Iar în Galateni 4:6 spune Duhul Fiului Său și mai clar spune Petru, prorocii care au prorocit, Duhul lui Hristos era în ei.
Va să zică Duhul Sfânt purcede de la Tatăl, dar purcede și de la Fiul. Știți ce înseamnă aceasta? Că nu poate fi nici Tatăl, nici Fiul. Avem aici un argument folosit de cei care cărora le greu să înțeleagă personalitatea Duhului. Și că Duhul omului care este în el cunoaște lucrurile omului, spune în 1 Corinteni 2, de la 10 la 11. La fel, Duhul lui Dumnezeu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu. Și raționamentul e. Dacă Duhul omului e doar o facultate a omului, Duhul lui Dumnezeu e doar un atribut divin și nu o persoană. Corecție. Dacă Duhul Sfânt e doar facultatea mentală a Tatălui sau puterea rațională, atunci nu poate fi și facultatea mentală a Fiului. Mă înțelegeți? Și întrucât Fiul este o altă persoană decât Tatăl, atunci Duhul Sfânt este și El tot o persoană. În Matei 12, 31, 32 vorbește despre hula împotriva Duhului Sfânt. Și dacă e doar o emanație a Tatălui sau a Fiului, atunci fiți atenți, orice ofensă adresată Duhului Sfânt, va lovi în posesorul lui. Ziceam aici ceva, dacă cineva ofensează nasul meu, aceasta automat mă ofensează pe mine. De ce spune Domnul că păcatul hula împotriva divinității a Fiului se iartă, dar împotriva Duhului Sfânt nu? Nu este o distincție. Concluzia, Duhul Sfânt este o persoană și e altcineva decât Tatăl și Fiul. Să vedem ce scrie aici. Duhul este distinct de Tatăl și e distinct și de Fiul. În Ioan 14:16 spunea, vă voi trimite un alt mângâietor. Nu-s tot eu modalist care apar. În Ioan 16:7, dacă nu vă duc eu, nu va veni mângâietorul. Și vorbește ca despre o persoană. Orice om care citește simplu nu poate înțelege altceva. În Ioan 16:13-15, tot ce are Tatăl este al meu și Duhul va lua din ce este al meu. Deci se înțelege foarte simplu, fără prejudecăți, că este vorba de a treia persoană. Spuneți-mi, Duhul Sfânt e doar o putere, este una din versiuni. Citiți, vă rog, Luca 4:14. Iisus, plin de puterea Duhului, dacă Duhul e o putere, cum ar fi puterea puterii? E un pleonasm, fără sens. Alte texte care nu permit înlocuirea Duhului Sfânt cu putere. Fapte 10:38, a uns cu Duhul Sfânt și cu putere. Adică cu putere și cu putere. Nonsens. Gândiți cum gândește mintea normală. Roman 15:13, prin puterea Duhului Sfânt, prin puterea puterii. Și mai este un text. 1 Corinteni 2:4, dovada dată de Duhul Sfânt, de Duhul și de putere, prin putere și putere. Vă dați seama că n-are, e un nonsens. Duhul Sfânt este prezentat ca o persoană. Ce este o persoană? Aveți în față o persoană păcătoasă. Dar ca persoană mă deosebesc de câinele gazdei mele, mă deosebesc de cocoșul din curtea vecinului, pentru că am niște calități, niște atribute care sunt specific personale. Apropo, nu știu dacă știți, evoluționiștii au ajuns, plecând de la ideea că noi ne tragem din coacervate, am evoluat, strămoșii noștri sunt și cocoșuri și pește și mamifere și reptile și cele din urmă. Și au ajuns la ora actuală să vorbească despre
etica animalelor și despre drepturile animalelor. Ele au personalitate. Sunt opiniile născute din aberația darwinistă. Că dacă noi suntem, înseamnă că și ele au, chiar dacă au într-o formă mică. Noi nu credem în darwinism. Noi nu putem accepta, pentru că este o teorie construită doar pe baloane. Prin ce se deosebește un om de un dobitoc? Inteligență? Și câinii au inteligență. Nu știu dacă știți inteligența libelulei. Cum libelula inteligentă? Vai de mine! Pe lângă faptul că e dotată uluitor, are 4 motoare, fiecare motor acționând o aripă. Păsările, insectele, n-au decât 2 motoare care merg simultan. Libelula cu aripă bate în jos, cu alta lateral, cu alta în sus și cu alta altfel. De aceea își permite să stea pe loc, să meargă în sus, în jos, lateral. Bine, asta e o dotare. Dar unde e inteligența ei? Libelula este insecta cea mai feroce. E rechinul insectelor. Și nu vânează decât din zbor. În timp ce șoimul urmărește porumbelul, e slabă, știu, figura aceasta, modelul acesta e slab. Libelula, aia mică, mitetică, micusor, scade balaur, cum spune el, topârceanu, calculează viteza, direcția, vântul, își deschide gura și merge la întâlnire. Și insecta intră drept în gura ei, nu aleargă după ea. O să spui, este libelula inteligentă? Nu, are un program. Cum computerul meu, deși lucrează inteligent, el nu e inteligent, nu e personal. Inteligența este ceva care nu ține de un program extern, ci care ne dotează pe noi să ieșim în afara programului unei libelule. Libelula n-are iubire, nici câinele are. Are o formă de iubire, n-are voință. Că dacă îl pune în lesă și nenea îl trage, se duce până la tuns. S-a întâmplat, era așa o tragedie, au tuns un câine. Și mai are încă puterea de a trece la acțiune. Deci, o ființă inteligentă, iubitoare, voluntară și capabilă de a trece la acțiune este o persoană. Și acum priviți capacitatea intelectuală a Duhului Sfânt. El cercetează chiar și lucrurile lui Dumnezeu. Înștiințează, deci duce informații. Ne învață, e pedagog, e intelectual. Nu pot decât să recunosc care. Ce putem spune de capacitatea afectivă? Iubește dragostea Duhului. Se întristează, să nu întristați, spune textul. Mijlocește, și ăsta e un text extraordinar, pe cui mijlocește? Dacă Dumnezeu e Duhul Sfânt, e modalism, nu? El mijlocește să ieși. Deci mijlocește cu suspine negrăite. Are voință. El dă după cum voiește. Alege, puneți-mi deoparte, a spus Duhul Sfânt. Oprește, i-a oprit să intre în Bitinia. Și capacitatea de a acționa. Vorbește. Trimite, susține, dă soluții, îndeamnă, călăuzește, adeverește, ajută. Și mijlocește. Și mai sunt. Luminează, învață, cârmuiește. Păi, ăsta, instrumentul acesta e foarte util, nu poate să facă acestea. Nici computerul nu mă poate învăța. Ce bagi în el, el poate să-ți dea, dar ce n-are, nu poate. E destul de bogat și le-am scos
pe cât mai multe am putut. Și acum un tabel sinoptic, nu o să-l citesc, doar coloana din stânga și observați că toate atributele pe care le are Tatăl, le are și Fiul, le are și Duhul Sfânt. Repet, Tatăl e creator, locuiește în om, e omniprezent, omniscient, sfințește, e dătător de viață, are părtășie cu oameni, e veșnic, are voință, vorbește, iubește, cercetează inima. Și dacă vreți, îl puteți descărca de la prietenii mei de la computere, oricine are acces la informația Bibliei. Personalitatea Duhului Sfânt afirmată în Noul Testament. Vă rog, rețineți. Matei 28:19, despre care am vorbit mai mult, botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, nu e singurul loc în care se găsește formula trinitariană. Sunt 7 locuri. Matei, ăsta e primul, al doilea. Bine, al doilea este 2 Corinteni, unde spune, știți, este binecuvântarea apostolică, Harul Domnului Iisus Hristos, dragostea Tatălui din cer și pătășia Duhului Sfânt. Formula trinitariană. În Efeseni 4, unde spune că există un singur Duh, un singur Domn, un singur Dumnezeu, Tatăl. Întâia Petru 1:2, Dumnezeu Tatăl, Duhul și Iisus Hristos. Întâia Corinteni 12:4-6, Duh, Domn și Dumnezeu. Iuda 20:21, Duhul, Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos. Și Apocalips 1:4-5, cele 7 duhuri, cel ce șade pe tron și Iisus Hristos. Și Duhul Sfânt e numit Dumnezeu. 2 Corinteni 3:17-18, Ho de curios to pneuma estin. Domnul este Duhul. În Fapte 5:3-4, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Și întâia Corinteni, unde vorbește despre templul lui Dumnezeu și apoi vorbește despre templul Duhului Sfânt. Sunt deopotrivă mângâietor Tatăl, e mângâietor Fiul și mângâietor Duhul Sfânt. Tare frumos! Întrebare. Și am primit-o și eu. De ce nu se menționează de mai multe ori Duhul Sfânt alături de Tatăl și de Fiul? Răspuns. Duhul Sfânt este experimentarea subiectivă și lăuntrică a lui Dumnezeu care ne pregătește pentru experimentarea exterioară și obiectivă a Tatălui. Scuzați greșeala și a Fiului. Știți ce vreau să vă spun? Dacă Duhul Sfânt n-ar lucra în mine, eu n-aș putea să-L înțeleg, nici să recunosc pe Fiul, nici pe Tatăl. Ori experiența lăuntrică e trăită în mine, iar cea exterioară pe care o recunosc este amintită în Scriptură. Interesant, Fapte 7:55, Ștefan, în momentul lapidării, plin de Duhul Sfânt, el nu vede pe Duhul Sfânt, ci vede pe Tatăl, pe Fiul și stând în picioare lângă tronul lui Dumnezeu. Pentru cei care sunteți familiarizați cu spiritul profeției, cu scrierile Ellen White, profetul Bisericii Adventiste, care este confirmat în multe sau de multe autorități, în fine, vreau să vă arăt materiale, trec repede. Aici este textul care spune în românește, e dactilografia, e facsimil, care spune, aici e scrierea Sorry White, în 1906, zice așa, sunt trei persoane a triului ceresc, în numele acestor trei mari puteri, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, se botează aceia care primesc și așa mai departe. Un alt text, din 1899, trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt, care este tot așa o persoană, după cum și Dumnezeu este o persoană, umblă pe acest pământ. Aici este facsimilul materialului dactilografiat,
confirmat, A.G. White scrie, confirmă acuratețea manuscrisului, data. Sunt două pasaje, aici e scrierea de mână, din 1900. Duhul Sfânt este o persoană, că cel dă mărturie împreună cu Duhul nostru, că suntem copii. Și a doua parte, B-ul, Duhul Sfânt are o personalitate, altfel el nu ar putea da mărturie. El trebuie să fie de asemenea o persoană divină, altfel nu ar putea cunoaște tainele ascunse. Un alt manuscris, din 1900, lucrarea stă înainte pentru fiecare suflet care a mărturisit credința sa în Hristos prin botez și a devenit părtaș făgăduinței celor trei persoane, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Un alt manuscris, Duhul Sfânt este mângâietorul în numele lui Hristos. El personifică pe Hristos și totuși este o personalitate distinctă. Hristosul în lumina lumii sau viața lui Iisus. Păcatul nu putea fi oprit și înfrânt decât prin mijlocirea celei de-a treia persoane a Dumnezeirii. 1898. 1897. Prințul puterilor întunericului nu putea fi ținut în loc decât prin puterea lui Dumnezeu în cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, Duhul Sfânt. Și 1905. Noi trebuie să conlucrăm cu cele mai înalte puteri din ceri. Sunt numite puteri, dar nu sunt puteri. Tatăl nu e energie, curent. Tatăl e persoană. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Concluzia. Față de aceste mărturii sunt doar două căi. Sunt mărturii biblice, raționale, lingvistice și mărturiile spiritului profetic. Sau le accepți, sau le respingi. Și acum atenție că este poate punctul cel mai important. Dacă Duhul Sfânt este putere, e una, dacă e persoană, e alta și știți în ce constă? Dacă e putere, noi trebuie să punem laba pe el, să-l manipulăm. Dacă e persoană, el ne ia în stăpânire, nu noi luăm în stăpânire. Vedeți care este fundamentala deosebire care are efecte în viața noastră. Aici este vorba de schimbarea noastră. Simon Magul a vrut să cumpere puterea aceasta, pentru că pentru el Duhul Sfânt era putere și vrea să o manipuleze el. Noi nu putem folosi Duhul Sfânt. Duhul Sfânt urmează să ne folosească pe noi. Mulți nu se vor supune pentru a fi folosiți. Îmi pare atât de rău pentru acest text. Ei doresc să se conducă singuri. Aceasta este cauza pentru care ei nu primesc darul ceresc. Avem revelația și rațiunea. Și în Biblie există 90% lucrurile clare și există și 10% de neînțeles pentru rațiunea noastră. Întrebarea. Ele nu sunt iraționale. Sunt dincolo meta-raționale. Mă întreb, oare cele 10% ne împiedică și rad cele 90%? Dacă alea sunt de neînțeles, le vom înțelege odată. Le vom întâlni cu Dumnezeu și vom întreba cum e asta și el ne va lămuri. Dar ceea ce este clar e copleșitor. Iar restul sunt doar ocazii pentru ca omul să-și manifeste libertatea de a le accepta sau nu. Ultimele trei citate și închei. Natura Duhului Sfânt este o taină, ca întruparea, ca învierea, ca în vorbit de el. Oamenii nu pot să o lămurească deoarece Domnul nu le-a descoperit-o. Oamenii cu imaginație vie pot să pună la oaltă diferite pasaje din Scriptură și să zidească ceva omenesc din ele. Dar primirea acestor vederi nu poate să întărească biserica. Cu privire la taine de felul acesta, care sunt prea adânci pentru puterea de pricepere a omului, tăcerea este de aur. Există un hotar pentru harul și mila lui Dumnezeu. Dacă s-a trecut de hotarul acesta, ajutorul Duhului Sfânt, atât de rău alungat și insultat, este retras. Iar sufletul este lăsat pe seama celui mai rău dintre tirani, celui mai rău dintre tirani. Inima va ajunge atât de respingătoare încât
cele mai călduroase apeluri nu vor face să se plece. Un alt pasaj, Duhul lui Dumnezeu se retrage de la mulți din membrii poporului său. Mulți au intrat pe căi întunecoase, tainice, de la care unii nu se vor mai reîntoarce. Ei vor continua să se împiedice spre ruina lor. Dragii mei, oricine are nevoie de studiu, să vorbească cu pastorul Marius Morar. Și el poate să pună, am și alte materiale, am făcut o selecție din ce am eu. Dacă aveți întrebări personale, Lucian Cristescu într-un cuvânt, arondadventist.ro. Deci Lucian Cristescu, numele meu, nu Yahoo, ci adventist.ro. Aș vrea să mă opresc aici și să vă amintesc că dacă e ceva bun în mine, în voi, este doar lucrarea Duhului Sfânt. În mine nu-i nimica bun, tot ce am făcut e rău. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne dea deschiderea de a fi învățați. Asta e de acum proba care ne așteaptă pe toți. Și Dumnezeu să ne ajute să trecem cu bine examenul. Amin. Anunți? Da, spui tu asta. Nu încheiem. Da. Pare bine. Dragii mei, avem libertatea să punem orice întrebare. Cei de la, din cabina tehnică întrebau dacă se poate filma. Aveți vreo reținere? Nu, eu cred că lucrurile se petrec la lumina zilei și nu avem de ce să ne temem sau să ne fie jenă sau rușine. Deci, avem ocazia întrebărilor. Aveți o întrebare? Vă rog să spuneți dumneavoastră, de acolo unde sunteți. Mulțumesc! Nu legat de subiectul de dimineață, a fost foarte complex, mulțumim lui Dumnezeu și lui Husun. Am o întrebare care mă frământă de mult din Biblie, legat de episodul când Dumnezeu îl trimitea pe Moise să îi spună lui Faraon să lasă poporul să iese. Și scrie de multe ori, sunt unele paragrafe în care se spune că Dumnezeu îl trimitea și apoi spune că Dumnezeu împietrea inima lui Faraon. Aceasta este întrebarea. Întrebarea utilă pe care mulți și-au pus-o și care are deja un răspuns foarte complet într-unul din clipurile în cadrul canalului Hope Discovery, nu știu cum se cheamă, dacă îl căutați putem spune, în categoria sau în serialul Pasaje dificile din Biblie. Dacă intrați acolo, veți vedea cum e cu împietrirea lui Faraon, cu Dumnezeu care... Dar vă pot spune acum în două cuvinte. De 9 ori scrie Dumnezeu, nu, scrie Faraon și-a împietrit inima, de 9 ori. Și tot de 9 ori scrie Dumnezeu i-a împietrit inima. Și o să mă întrebați, e o contradicție? Răspunsul foarte plastic este cam două bucăți. O bucată de ceară și o bucată de lut frământat. Le pui pe amândouă la soare, ce se întâmplă cu una, ce se întâmplă cu alta. Soarele, care este egal, nu face discriminare între ceară și lut, înmoaie pe una și împietrește pe alta. Împietrirea nu este alegerea și decizia lui Dumnezeu, ci este răspunsul naturii personale a fiecărui om. Interesant lucru este că în timpul nazismului au existat persoane creștine care și-au arătat iubire pentru torționari.
Știți ce producea manifestarea iubirii pentru torționari? Cine știe? A, se cheamă... Nu știu dacă... În fine, acesta este canalul Hope Discovery, dar nu este episodul respectiv. Dar vreau acum să vă întreb, care a fost reacția standard a torționarilor când oamenii arătau iubire? Anticipați că nu-i greu. Bine ar fi fost. Se înfuriau și mai tare! Deci cu cât iubirea se manifesta spre cei răi, răutatea din ei devenea, pentru că era o confruntare între iubire și inima lor, și atunci, înnecându-și inima, înnecându-și mila, devineau și mai furibunzi. Vedeți, iubirea lui Dumnezeu împietrește pe ateu și înmoaie pe omul deschis. Deci Dumnezeu niciodată nu împietrește, El vrea ca toți să fie mântuiți. Mulțumesc. Altă întrebare. Seară, în urma prezentării subiectului de aseară, cu toate problemele... Care a fost subiectul, amintiți? Legat de problemele cu care ne confruntăm... În timpul sfârșitului. În timpul sfârșitului. Și eu mi s-a născut în minte ideea de a vă pune întrebare. Care trebuie să fie atitudinea creștinului vis-a-vis de aceste rele care se fac în viața de zi cu zi, chiar și prin legi civile, ați dovedit foarte multe rele se fac, și care trebuie să fie atitudinea noastră potrivită? Vă mulțumesc. Sunt două aspecte, politicul și civicul. Noi nu suntem chemați să devenim partizanii nici unei fracțiuni politice. Noi nu avem nimic cu politica. Știți ce spune Pavel? Cinstiți toate stăpânirile. Dați cinste împăratului. Și atâta era Nero. Dați cinste împăratului. Căci ei, împăratul și dregătorii, sunt puși de Dumnezeu. Spune, cum adică Dumnezeu l-a pus pe Nero? Da, prin îngăduință. Nu este activ, ci pasiv. Înțelegeți dumneavoastră? Noi, sub aspectul politicului, noi nu avem nici un impact sau nu avem voie să ne implicăm în politică. Al doilea lucru. Suntem totuși persoane care avem drepturi civile. Și atât timp, scrie E.G. White, atât timp cât noi avem drepturile acestea, deci avem un drept să ne spunem glasul, trebuie să facem apel la legile existente. Când legile se vor strica și, presupunem, vor veni naziști, zic ceva din trecut, ca să am o analogie, deci vor să facem demonstrații în fața naziștilor, că nu are niciun impact. Atunci Dumnezeu ne va învăța să știm cum să tăcem sau cum să vorbim. Noi suntem martori ai lui Dumnezeu prin viață sau prin moarte. Iar partea noastră nu e să scăpăm, ci să facem ceea ce trebuie. În al treilea rând, eu cred că va fi și o cernere. Iar cernerea va viza modul în care noi vom rămâne consecvenți conștiinței noastre, indiferent dacă intrăm în coliziune cu legea. Și eu cred că trebuie să fim consecvenți cu conștiința noastră. Dacă cineva a avut conștiința să facă așa, el trebuie să fie consecvent și nimeni nu trebuie să-l judece. Pentru că a fost onest față de conștiința. Știți dumneavoastră că conștiința și cunoștința sunt două lucruri diferite. Ele sunt într-un raport de cauză-efect. Cunoștința proiectează conștiința. Încă o dată. Cunoștința este timpul 1 și cunoștința croiește cererile conștiinței. Dacă eu, de exemplu, știu, n-am știut până ieri, dar am aflat astăzi că nu-i bine să bei apă la masă. Cunoștința îmi spune nu-i bine. Și dacă eu totuși beau, eu calc conștiința. Dacă n-am știut, n-am călcat conștiința. Urmați-vă conștiința. Acesta este lucrul cel mai important. Unii oameni spun așa, alții așa, întrebați pe Dumnezeu, aveți o relație cu Dumnezeu și Dumnezeu ne va învăța. Cred că
Așa, pe scurt, ca să aibă loc și alte întrebări. Alte întrebări. În contextul a ceea ce ați spus mai devreme, există multă cunoștință în zilele noastre, ca niciodată. Sunt atâția oameni, nu vreau să mă leg personal de oameni, dar aceia care conduc bisericile au multă cunoștință și totuși nu înțeleg cum de nu înțeleg adevărul. Deci, sigur, e lupta dintre bine și rău, este cel rău care, dar învață... Real. Da. Am înțeles. Vă mulțumesc. Aș vrea să vin în apărarea acestor lideri, atenție, în apărarea lor, și a multor, nu acestor, a multor lideri sau a multor creștini de alte nuanțe confesionale, atenție, care, chiar dacă vin în contact cu, știu eu, coanta aceasta de adevăr, nu o pot înțelege. Și o să vă spun cum e. Mintea noastră e organizată ca un computer. Are directori, fișiere, subdirector și așa mai departe. Și mintea seamănă cu un dulap cu multe sertare. Dacă mie îmi lipsește un sertar pentru acest adevăr și n-am unde să-l pun, nu-l pot înțelege. Și este nevoie de o lucrare destul de complicată ca să se adauge sertare. Sigur, Duhul Domnului poate. Și am să vă dau un exemplu foarte clar. David, în perioada lui bună, a fost proroc și după pocăință a fost profet? Oameni buni. A fost? A fost profet. I s-a descoperit Dumnezeu? Cum de-a avut 8 neveste? Când Dumnezeu a făcut un bărbat pentru o femeie și atât. Și o să spuneți cum Dumnezeu n-a putut să-i spună, bă, Davide, bă. Dragii mei, noi depindem și suntem limitați de cultura, contextul cultural și mentalitatea noastră este o limită pentru lucrarea Duhului Sfânt. Vă dau un alt caz biblic. Vine capitanul oștirii siriene. Am un lapsus. N-am auzit. Naaman, sigur că da. Naaman. Și vine și până la urmă e vindecat și aduce slavă și spune, dăm un singur lucru, pământ. Cât pot să ducă doi sau nu știu câți catâri? Pentru că să mă închin Dumnezeul Israel. Dar zice, e o chestie. Când stăpânul meu, Ben-Hadad, se va pleca și el în templul lui Rimon. Voi pleca și eu acolo, că, da, cum poți tu, dacă te chini Dumnezeul lui Israel, să te chini și lui Rimon? Nu era vorba de închinare, era vorba de un act politic, de, nu, de a fi împreună cu stăpânul. Păi cei trei tineri așa au făcut? I-a zis Elisei. Ce a zis? Du-te în pace. Sunt limite ale minții și Dumnezeu cunoaște limitele oamenilor. Duhul lui Dumnezeu însă lucrează. Eu am avut limitele mele, că nu am fost nici măcar creștin. Și sigur, când am auzit de sabat, mi s-a făcut pielea găina. Aveam în față o carieră universitară. Cum adică? Părinții mei erau ca niște hultani pe mine. Zic, Doamne, ce fac? Măcar să nu fie adevărat. Și am mers la Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox, e stradă în București cu numele lui. Am fost la... am avut un foarte bun prieten, mă rog, neoprotestanți, luterani, catolici. Am discutat ore cu ei. De 2 ore am fost acasă la Dumitru Stăniloae. Mătușul mi-a rugat la Patriarhie și mi-a făcut legătura. Și în concluzie am spus, Doamne, dacă asta e, s-a creat un sertar în minte și merg pe sertarul ăsta, fie ce-o fi, oi trăi, oi muri, Dumnezeu știe. Ei, când te predai lui Dumnezeu, în slăbiciunea ta, când asculți Duhul Sfânt, El îți remodelează mintea. Cu siguranță că sunt persoane care înțeleg, dar nu sunt dispuși să accepte.
Și am întâlnit asemenea persoane. Adică s-a văzut foarte clar că au înțeles, dar s-au împotrivit. Vreau să vă dau și un caz. Vă dau un alt caz. Nu știu dacă nu l-am mai spus aici. Niște foști criminali internaționali, o echipă de criminali internaționali, care i-au urmărit încă de Interpol, m-au invitat, ei deveniseră neoprotestanți, într-o altă confesiune decât adventistă, și s-au poticnit în legea din Romani și Galateni. Auzi. Și m-au chemat la Nottingham, nu i-am cunoscut pe niciunul, m-au găsit pe internet, au zis, vreți să veniți, vă plătim drumul, vin. Și am stat 4 zile, știți cine să zic zile, de la 8 până la 12 noaptea, iar de la 8 la 12 noaptea. Și odată chiar au strâns pe toți neoprotestanții din zonă și au avut o întâlnire într-o adunare, într-o biserică, erau 60 sau 80 și erau lideri. Și 2 ore jumate le-am prezentat cu slide-uri, tot ce am putut mai bine. Și după 2 ore jumate se ridică un prezbiter de-a lor, pastor chiar, e frate, dar n-ai spus nimic. Păi tu citezi din Vechiul Testament că ăla nu mai e valabil, noi suntem cu Noul Testament, nu cu Vechiul. Vezi, în mintea lor, sertarele erau doar pentru Noul, pentru Vechiul nu, că este epuizat, este expirat. Și am venit cu argumente din Vechiul, da, Doamne, nu e valabil. Și mi-am dat seama că trebuia altceva să fac. Să încep mai întâi cu recunoașterea Vechiului Testament de către Iisus și apostoli. Am ratat. Bine, alții au înțeles, au fost și botezuri. Dar sertarul lipsește. Mintea e formatată cu un minus și nu pot înțelege. Dar vă spun, la sfârșitul timpului, Duhul lui Dumnezeu va lumina pe toți cei sinceri și atunci nu vor mai fi 3 grupe, cei care înțeleg, cei care nu vor, deci cei care urmează pe Domnul, cei care nu urmează și o mare parte la mijloc care n-au decis. Cei de la mijloc vor intra într-o tabără sau alta, cei dintr-o tabără vor merge în cealaltă și cei din cealaltă în prima și vor fi doar 2 categorii, pentru sau contra. Și bătălia se va da pe cuvântul lui Dumnezeu. Next question, următoarea întrebare. Este fratele... Vă ascult. Am înțeles că se pot pune întrebări și care nu au legătură cu cele 3 subiecte care le-ați prezentat în acest sabat. Vreau să vă pun o întrebare ca de la muzician la muzician, dar o întrebare de la muzician și de la pastor și pentru pastorul Lucian Cristescu. Aveți ambele calități. Ce părere aveți despre o formație muzicală instrumentală adventistă care cântă și laudă pe Dumnezeu în biserică împreună cu un instrument de percuție specific acelei formații muzicale? Sunteți un muzician profesionist și vă respect și vă apreciez vocea și știu talentul care în expresia muzicienilor pute de talent, așa se spune, așa se zice în limbajul nostru. Și am apreciat întotdeauna. Aș vrea să vorbesc despre impactul celor, nu, să vorbesc mai despre cele 7 funii care împreună alcătuiesc muzica. Melodia, armonia, ritmul, dinamica, contrapunctul sau polifonia, timbrele și forme. Ele toate creează muzica. Și muzica merge pe principiul tensiune-rezolvări. Deci toate au tensiuni, toate au rezolvări. Interesant este că importanța lor, primatul îl oferă melodiei. Dacă nu e melodie, nu e muzică. Poate fi un spațiu de meditat, bun, poate fi muzică armonică, acorduri care se leagă și care creează ocazie de meditație. Dar melodia este regina. Expresia nu-i aparține. Regele e armonia. Spune că fără rege nu e jocul pe tabla de șah, dar regina face tot jocul. Ritmul sunt curtenii. Și ritmul este un dat care există în bioritmul nostru, în viața noastră. Noi respirăm ritmic, noi dormim în funcție de bioritmuri.
Un maestru de la conservator spunea: ritmul trebuie să fie ca muzica de film. Când o auzi, nu-i bună. Sigur, muzica de film se mulează pe acțiuni încât nu o auzi. Ea te cuprinde, dar nu ești cu... Uite muzica, mă înțelegeți? Adică ritmul, el este. Numai că atunci când devine prezent, e ca atunci când curtenii devin factori decizionali în curte. Am un studiu de Weinberg. Weinberg, mă rog, a fost unul dintre cercetători de la UCLA, Universitatea din California, Los Angeles. Și el spunea, și sunt demonstrații medicale, am și 3 volume foarte importante ale doctorului Diamanti, efectul muzicii asupra fiziologiei. Și acolo vorbește despre efectul melodiei, mă refer la primele 3 funii. Melodia stimulează paleocortexul sau creierul mamalian. Armonia, neocortexul sau prefrontal, mulțumesc, iar ritmul acționează asupra sediului instinctelor, așa numitul creier reptilian. Cerebelul burburahitean în zona asta. Și spune că ori de câte ori, și am văzut, s-a studiat și în cazul concertelor rock, acolo ritmul predomina. Ritmul este o bubuitură, o lovitură, care exact asta creează în om reacții reptiliene. Concepția asta reptilian, mamalian și neocortex este o concepție evoluționistă, dar care nu are legătură acum cu noi, ci doar vorbește despre zonele în care acționează acestea. Interesant e că ritmul trezește, nu ritmul, pardon, ritmul e binecuvântat. Noi am avut, tot ce am avut aici a fost ritm. Și vorbirea și respirația. Dar exacerbarea sau scoaterea în evidență a ritmului stârnește omul firesc. În instrumentele de percusie există timpanul, care este un instrument de percuție, dar care are sunet, nu e zgomot. Toba militară, toba, produce ca, știu, grafic, niște vibrații dezordonate, nu vibrații regulate cu o frecvență dată. Și tobele sunt cele bune și unde sunt folosite în armată, prâm, prâm, care să, mă rog, să stârnească, știu, instinctul de fight or flight, luptă sau fugă. Eu cred că tobele ar putea să aibă loc în muzică atunci când sunt descriptive, când vreau să evoc, de exemplu, printre nori de usanale, glorie, glorie, aleluia, are o prelucrare în care prâm, pâm, pâm, evocă frontul, evocă lupta. Și cred că, ca element, știu, ilustrativ, este ok, poate fi binevenit. Dar dacă e vorba de instrumentul de percuție muzical, e doar timpanul. Bine, sunt și altele, cinel, triangulu, sunt xilofonul și multe altele. Cred că pentru muzica militară, toba e foarte importantă, că marchează ritmul. Dar muzica militară, de regulă, este o muzică în marș, într-un moment când oamenii chiar se află într-un marș, într-un drum. Personal, cred că muzica de capelă e mai puțin dependentă de instrumentele ca, de exemplu, toba militară sau toba mare. Cred că ar fi utilă dacă suntem în aer liber undeva, unde să marcheze ritmul și eu cred că are legitimitate, mai puțin aici. E o opinie cu respect. Da, și eu vă mulțumesc. Altă întrebare, soră. Aici. Înțelor.
Deși trăim în cea mai prosperă epocă din punct de vedere economic, totuși studiile arată că oamenii sunt foarte afectați de suferințe și mă refer în plan psihic și moral, anxietate, depresie, personalități dificile, au probleme de comunicare, de relaționale. Aș vrea puțin să explicați din perspectiva biblică aceste lucruri. Vă mulțumesc frumos. Nu sunt medic, nu sunt nici consilier psiholog. Cunoștințe generale și câteva contacte cu personalități care sunt în domeniu. Nu de mult am discutat cu unul dintre foarte mari experți în consiliere de psihologie. Am mai avut discuții, am fost câteva ori în Statele Unite și acolo am întâlnit și reprezentanța ai școlii de psihiatrie creștină. Și vreau să le îmbin în scurt. Psihiatria sau psihologia materialistă, evoluționistă, explică totul din punct de vedere materialist. Adică, totul se petrece în mintea omului, sigur, și emoții și toate au sediu în minte, nu în rărunc sau în inimă. Noi vorbim să inimă ca o expresie, ca o categorie. Totul se petrece în mintea omului și dacă avem ceva de făcut, este să acționăm asupra punctelor sau zonelor activate pentru a le potoli, pentru asta sunt medicamente calmante, unele care compensează biochimia creierului, litiu și așa mai departe. Ce spune școala creștină? Apropo, cineva m-a dus la doctorul Popescu, care era directorul Institutului sau a Spitalului Clinic din București de psihiatrie. Și eu eram ca pastor ca să confirm anumite fenomene pe care soția individului le trăia. Erau fenomene bizare, nu neapărat neurologice, că femeia era normală, doar în anumite cazuri devenea apucată. Și Popescu era fiul de preot. Domnul doctor, întreabă soțul, sunteți credincios? Da, sigur, ortodox, părinții mei. Credeți că este diavol? A, nu, știința mea. M-a surprins acest salt de pe o platformă a omului care crede în cel care elimină, exclude orice iese din naturalism, din sfera cauzalităților naturale. Ce spune școala de psihiatrie creștină? Și apoi vă spun ce am trăit eu. Toate problemele am greșit. Cele mai multe probleme pe care le trăiește omul sub aspectul psihopatologiilor, să zic așa, au nu cauze psihice, pentru că psihicul este doar screen-ul, ecranul pe care se proiectează spiritualul. Și cauzele se întâmplă în spiritual care se proiectează pe psihic. Și degeaba vrei să schimbi, să corectezi imaginea omului de pe ecran, răzăind conturul chipului, că nu se schimbă, pentru că trebuie umblat în filmul care conține imaginea și de unde se proiectează imaginea. Cred că m-a făcut înțeles. Psihologicul este ecranul efectiv, efectele, iar cauzalitatea este în spiritualitate. Și de regulă, toate, iar am greșit, cele mai multe probleme ale psihologiei sunt de natură spirituală. Și am avut experiențe în acest domeniu. Oameni care sunt demonizați, realmente demonizați. Nu e cazul să vă povestesc acum, dar oameni care atunci când am deschis Biblia, au intrat în criza. Până atunci, foarte bine, o jumătate de oră, fără probleme, și manifestări, cu tăvăliri, cu
Oameni demonizați. Doar când am citit Biblia. Când ne-am rugat, după rugăciune, n-am fost singur, după un timp s-au liniștit și chiar am mărturisit că unii demoni au mai rămas câțiva, da. Cunosc alții care au fost eliberați de tot. Odată într-o vară au venit la un interval de câteva săptămâni, trei persoane și nu sunt de rând. Deci, într-o vară au venit trei persoane, un businessman mare, pe picior mare, un consilier în Consiliul Județean, deci iarăși o somitate, și un fermier. Toți trei decalibrați, buni de duș, pe brațe la psihiatrie. Nu știu de ce au venit la mine, dar au venit să mă rog pentru ei. Și eu n-am început să mă rog, ci să le arăt că Dumnezeul bun iubește pe păcătos, toți aveau probleme de conștiință, iubește pe păcătos, iartă vinovăția. Obișnuiam să folosesc un citat din Karl Menninger. Karl Menninger a fost, că a murit în primul deceniu al secolului, secolului 21. El spunea, era a treia generație de psihiatri din America, Karl Menninger. Îl găsiți pe internet. Tipul atât de faimos avea clinica Menninger în statul Minnesota, în Statele Unite. El a zis așa, dacă cineva ar putea convinge pe nebunii mei, pe pacienții mei, că vina lor este iertată, el spune asta, nu eu, 75% din ei s-ar duce acasă sănătoși. Și este experiența unuia care a fost decorat cu premiul, cu medalia prezidențială, atât de mare tipul, Karl Menninger. Iar eu știu un lucru, că toate angoasele, toate depresiile vin dintr-un conflict cu conștiința ta. Fie conștiința îți cere pe drept sau pe nedrept un lucru, iar oamenii trebuie să fie conduși la Hristos. Și atunci, în multe cazuri, dacă nu sunt probleme organice, adică deficiențe organice, lucrurile se remediază. Iar aceștia trei s-au dus acasă, perfect sănătoși. Unul a fost adus, amândoi, de fapt, doi dintre ei, de nevestele lor. Nu puteau nici conduce mașina și unul spune că dacă se punea la volan, îl apuca o tetanie și îl scoteau afară, țapăn. Oamenii sunt bine, slavă lui Dumnezeu. N-am dat medicamente, eu n-am decât Scriptura. Și i-am condus la Hristos, acela care iubește pe păcătos, care iartă păcatele. Se întâmplă ca să existe cauze organice, adică o deficiență de B12 sau am zis eu ceva care nu are atât de importanță, care are de a face cu mintea, dar ceva care creează, de exemplu, suprarenalele. Am cunoscut un prezbiter, un om al lui Dumnezeu, blând, bun, din cauza unei aberații la suprarenale, a devenit fioros, violent și eu nu sunt așa, sunt probleme hormonale. Cred că există un rol al medicinei, sunt convins. Însă nu pastilele și calmantele sunt cele care rezolvă, ele cel mult îl reduc pe om la nivel de legumă. Nu mai gândește și nu mai are crize. Și problemele spirituale sunt în cele mai multe cazuri la baza patologiilor psihicului. Atâta știu. Întrebare? Vă rog. Mulțumesc. Întrebarea mea se referă la legea celor 10 porunci. A existat aceasta din veșnicii sau a existat o altă lege în veșnicie și ea a fost personalizată pentru păcatele noastre? Vă mulțumesc. Ați dat răspunsul în enunț. Da. Știți ce se întâmplă? Câte porunci sunt în Biblie? Puteți să spuneți. Deja ați dat un răspuns iarăși inteligent. Dar știți câte sunt în Biblie?
Sunt nenumărate. Da. Dacă vreți, citim din Pavel toate sfaturile și poruncile lui, să nu fie între voi nimeni, fă-ți așa, nenumărate porunci. Dar care este esența tuturor poruncilor și în mod special al celor 10 porunci? Cine mă ajută? Minunat, Dumnezeu e dragoste, în Matei 22, versetul 36 la 42, Mântuitorul spune la întrebarea unui ispititor, care e cea mai mare poruncă din lege? Și atenție, era o dezbatere onestă, sinceră, pentru că sunt 613 porunci în învățătura rabinică și ei se întrebau care e cea mai mare. Și a venit la Hristos, poate și cu intenția să dispitească, dar poate și sincer, care e cea mai mare, învățătorule? Și el spune, să iubești pe Dumnezeul tău, citând din Deuteronom 6:5, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dumnezeu e singurul Dumnezeu. Deci citând din Deuteronom 6:4-5, și a doua poruncă asemenea ei, Levitic 19:18, n-a dat nimic Iisus. Iisus nu a venit cu o nouă poruncă, nu a venit cu legea nouă. Era aceeași lege din Vechiul Testament. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci, și în greacă spune crematai, atârnă toată legea, nu cuprinde, la noi spune cuprinde, dar în greacă spune că atârnă toată legea și prorocii. De dragoste. Acum, în cer, e valabilă porunca să nu comiți adulter la îngeri. Păi ei nu se însoară, nu se mărită, am înțeles din cuvintele Domnului Hristos. E posibil să în cer, ce să zic eu, să poftești nevasta aproapelui tău? Iarăși, nu-și găsește sensul. Dar Dumnezeu în iubirea Lui a dat, atenție, câte? 9, 10, 11, câte a dat? Câte decito are omul la mână? Și are și asta un sens, ca să le numere, să știe că sunt 10 porunci. Și cele 10 porunci sunt o adaptare a legii dragostei, care e veșnică, la condițiile păcatului. De aceea poruncile sunt în formă negativă, să nu, în afară de porunca cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, porunca a cincea. Și porunca a patra, adu-ți aminte de ziua sabatului. Și interesant că sunt două instituții create de Dumnezeu în cer, în paradis. Sabatul și familia. Și acestea sunt pozitive. Adu-ți aminte de ziua sabatului, ca să o sfințești și cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Restul sunt toate în formă negativă. Și mi se pare că adevărul lor este absolut valabil pentru noi, pentru că sunt adaptate firii păcătoase a omului. Cred că v-am răspuns. Altă întrebare, e acolo un tânăr. Admir pe acest tânăr care duce microfonul încoace și încolo. Da, să știți că dovedește vitalitate și iuțeală. Are o bubă sau o neștiință noastră? E bun. Da, întrebarea este puțin în afara celor trei teme prezentate. Cum putem înțelege ideea de sfințire a vieții? Pun această întrebare, am avut recent o discuție cu cineva și evident, că putem să ajungem în acest trup păcătos fără de păcat, într-o stare de o sfințire a vieții de plină și contrariul prin care că nu se poate ajunge. Și de ce pun această întrebare? Personal, nu pot să spun că am găsit un răspuns concret. Sfânta Scriptură găsești pasaje care poate să te îndrume într-o direcție sau în cealaltă, dar pot să spun că n-am văzut niciun om care să fie fără de păcat. Și nu știu, mi se pare foarte greu de înțeles ce înseamnă sfințirea vieții pentru noi. Bun,
Când Mântuitorul spune, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, haideți să definim mai întâi ce însemnează sfințenia. Ce însemnează sfânt? Cum? Asta se referă la lucruri, dar când se referă la Dumnezeu, fără păcat sau neprihănirea, este o raportare la păcat, dar înainte de a fi păcatul în cer sau pe pământ, Dumnezeu era sfânt. Ce înseamnă sfânt? Neprihănirea este altceva vis-a-vis la păcat. Dar ce e sfințenia? Am să dau o scurtă prezentare pe care, știu, o spun eu, e o analogie. Era un copil la Iud, în anii 50-55, acolo erau bunicii mei și verile toate le petreceam la bunici. Și odată armata, la data aia se făceau aplicații, vin americani, era pericol, făceau aplicații oamenii, și veneau de la aplicații o unitate militară chinuită, nenorocită, prăfuită cu dezastru. Dar când au uitat în oraș, li s-a cerut cântați. Și au început să cânte băieții și veneau oamenii să-i vadă și veneau și au și fete și când soldații priveau părul lung al fetelor, rap, 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 băteau din picioare și cântau de li se umfla venele la gât. Și erau încolonați, coloane și pe rânduri. Și cântau de mama focului. Și eu văd pe unul, mergea acolo de voie, pe lângă. Și eu zic, bunicule, ăsta de ce nu e în rând? Și bunicul zice, ăsta e ofițer. Adică, cum e ofițer? Atenție, definiția sfințeniei. E altfel decât toți. E creator. E altfel decât orice creatură, decât orice. E altfel ca toți. Și pentru că Dumnezeu este altfel ca mine, El infinit, e finit, sfințenia mă zdrobește. Uitați-vă la toți sfinții lui Dumnezeu, Isaia, Daniel, Ioan, când s-a manifestat divinitatea, au căzut la pământ. Ah, vai de mine, sunt un om pierdut. Sfințenia semnează altfel decât ce e comun. Iar nouă ni se cere să fim altfel, nu perfecți, nu fără păcat. E altceva neprihănirea, vorbim și despre ea. Și trebuie să fim neprihăniți. Dar sfințenia însemnează altfel decât comun. Și uitați-vă la lume. Dacă vreți, acum putem aplica puși deoparte. Dar nu suntem puși deoparte, că suntem activi, suntem între oameni. Altfel decât comun. Și vă spun, acest lucru se raportează la tot ce facem. Auzeam o melodie care se cânta în adunare aici, înainte de începerea orei de rugăciune. Puțini erau prezenți. Și urmăream cum persoana respectivă cânta lopătând niște, să zice, note melodice sau apogiaturi. Cu aceste de jos, lopătare, nu? O iei de jos în sus. Așa se cântă în lume. Păi cântăm și noi așa. Și era o cântare atât de frumoasă și era cu miorlăituri de astea care nu merg cu sfințenia. Deci alt fel decât moda, alt fel decât comun. Eu cred că există un clasic în toate. Nu trebuie să fii de avantgardă, să fii clasic. Iar clasicul se modifică în timp și rămâne tot timpul de bun simț și respectabil. Acum mă întorc la sfințenie. Te întreb pe tine, prietenul meu, pe măsură ce te apropii de Dumnezeu, ce constați la tine? Cum? Bine, bine, îmi place. Dar cu privire la păcat, tu te apropii de Dumnezeu tot mai mult prin experiența personală a Duhului Sfânt și al Sfințirii. Și pe măsură ce te apropii de lumină, ce vezi la tine? Tot mai multe păcate care sunt în tine, nu sunt fapte, sunt gânduri, atitudini, porniri. Noi toți suntem contaminați, virusați
Toți suntem până în măduva noastră păcătoși. Ori un sfânt se vede pierdut. Un păcătos se vede mântuit. Foarte bun. Sunt bun. N-am spart casa la nimeni, știți vorbele. Dar cu cât ești mai aproape, cu atât te vezi mai păcătos. Ori eu nu cred că sfințenia te duce în acea ipostază de cocoș pe grămada de gunoi, bătând din aripi și zicând, sunt sfânt. În al doilea rând, deci am înțeles în al treilea rând, unul, că sfințenia este raportată la lumea noastră, nu la perfecțiunea divină, foarte important. Doi, sfințenia însemnează apropiere de Dumnezeu, care mă adâncește simțământul păcătoșenii și am și mai multă smerenie. Deci un om care este el, ăla, oricât de mult ar crede că e sfânt, mândria, ego-ul îl flutură. Și în al treilea rând, eu cred că există oameni, spune G. White, în lumea aceasta, care nu păcătuiesc nici măcar în gând. Ce spune? Și aici trebuie să cobor la un subiect. Ce e păcatul? N-am timp pentru că o lungim. Păcatul are trei aspecte sau trei nu-i postaze, că nu-i bine zis, trei fețe, trei identități. Păcătoșenia din mine. Dădeam exemplu cu sindromul Down. Știți ce e sindromul Down? Este aberația cromozomului 21. În loc să fie 2, sunt 3. Cromozomul 21 a luat ori asta și de la unghie până la firul de păr, la carne, la tot, este aberant. Eu sunt stricat din vârf până în picioare, total. Poate un om afectat total de sindromul Down să se facă normal? Cum? Cum? Nu! E imposibil, ar trebui să fie reformatat, să fie turnat din nou în pântecele mamei lui, corectat cromozomul, să nască. Nu se poate. Ori noi suntem toți afectați de păcat până în măduva noastră. Ego-ul, eu, sunt păcatul. M-ați înțeles? Păcătoșenia mea nu e vina mea, că am moștenit-o. Pe asta nu mi-o pune Dumnezeu în sarcină. Numai păcătoșenia mea are niște apetențe, niște plăceri și pofte la care răspunde ispita. Ispita e factorul extern, pofta e factorul intern. Și când cele două se pupă, spune Iacov 1 cu 14 la 17, 16, se produce păcatul. Aici am alegere. În mintea mea vin tot felul de gânduri. Zice, prind posturi străine. Prind. E și un diavol care ne, știu, un tir, foc încrucișat. Și mi-intră în minte tot felul de lucruri. Și ce fac? Afară, out! Deci eu sunt într-o continuă conștientizare că eu sunt curtat de ispitele diavolului. Iar al doilea aspect al păcatului este când nu aleg bine, când accept ispita. Pentru asta am cerut Dumnezeu să cuteară, nu pentru asta. Corect? Deci este păcătoșenia, este alegerea și este un al treilea, o a treia categorie, să zicem noi, feței păcatului, și anume uzura capacităților morale pe care a făcut păcatul. Dădeam un exemplu foarte simplu, veneam din străinătate, aveam o valiză grea, am coborât, mă rog, în Otopeni, se întâmplă cu ani în urmă, am luat o mașină până la capătul tramvaiului, cât circula pe la noi, cât? Ala, 41, așa. Și acolo era capătul tramvaiului. Și fiind la capăt, am urcat valiza, eram terminat, m-am așezat pe un scaun așa de fericit. Trebuie a plecat, a trecut o stație și hop, la a doua, controlul. Am înghețat biletul. Dar nici m-am gândit la bilet. Am fericit că am găsit loc. Biletul dumneavoastră, aoleo, ăsta zice că e hoț. Se uită la mine, e hoț. Și poate că alții ziceau, ăsta e pastor. Pastorii e hoți? O fi, da, că
Și am adus o cară, am făcut ceva, dar, domnule, sincer, pur și simplu, amendă, era foarte aspru cu mine, că era legalist, pe drept cuvânt. Vezi, sunt chestiuni, eu pot să calc un om, ferească Dumnezeu, și comit o crimă, fără să vreau, oboseala, nu se scuză, uzura aceasta e tot urmarea păcatului. Eu cred că Dumnezeu ne va cere socoteală pentru punctul 2, nu pentru 3, nici pentru 1, pentru punctul 2. Înțelegeți? Alegerea. Acolo trebuie să fim fără păcat. În rest, noi vom purta păcătoșenia. Și E.G. White scrie așa, cât timp suntem în trupul acesta, până la schimbarea noastră de la sfârșitul timpului, nu există holy flesh, carne sfântă. Noi vom rămânea în condiția aceasta, tot timpul însă alimentați de Duhul Sfânt, care ne menține împotriva gravitației să umblăm pe ape. Mulțumesc. Câte întrebări mai sunt? Ne uităm și la ceas. Eu am timp. Una, două, trei, patru, cinci, stop. Cinci întrebări. Mai putem? Mai putem. Da. Și promit să fiu mai scurt. După aia, fratele Mitică, prietenul meu. Am avut diverse discuții cu cei care susțin că Iisus Hristos, Cel care a venit pe pământ, nu este Dumnezeu. Și una dintre argumentele pe care le aduc, spun că Iisus, la cruce nu putea să moară Iisus Hristos dacă este Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este nemuritor. Ci doar Iisus Hristos, omul, care a fost doar om. Ce? Da. Întrebarea este, se bazează pe raționament uman. Și într-adevăr, rațiunea e clară. Sau e om, sau e Dumnezeu, dacă e Dumnezeu nu poate muri. Dar rațiunea umană este exact factorul care atunci când încearcă să rezolve tainele, misterele, adică întruparea, e un mister, învierea, în același fel noi suntem knockout, suntem scoși din joc în a înțelege acest lucru. Cert este că, spune în 2 Corinteni 5 cu 19 sau 21, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Divinitatea nu s-a jucat. Hristos murea și Dumnezeul era. Unirea dintre uman și divin era atât de completă încât nu putem ști ce s-a întâmplat. Ori atunci trebuie să am bun simț și respect față de limitele mele și față de adevărul pe care nu-l pot penetra. Zic, nu știu. Și acesta e răspuns de bun simț. Frate Mitică, da, dați-i drumul la jucărie. Merge? Da. Referitor la subiectul din seara aceasta, v-ați referit la Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Da. Care este poziția Duhului Sfânt în raport cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Fiul? Vă mulțumesc foarte mult. Ar trebui să intrăm în ceea ce mintea omului poate să înțeleagă din teologie. Noi cunoaștem dumnezeirea, atenție, și asta este enunțul pe care se construiește tot, doar din punctul de vedere al planului de salvare a furnicilor. Încă o dată. Noi nu știm nimic despre cer, de-aia teologia e știrbă. Știm doar acele lucruri care se referă la mântuirea noastră. Și din punctul, singurul punct de vedere pe care îl prezintă Biblia, că altul nu îl prezintă, pentru că noi nu știm ce e în cer, o să vedem noi. Din singurul punct de vedere am înțeles că toată dumnezeirea este implicată activ în salvarea omului și îngerii toți. Și că există roluri pe care și le-au asumat, nu în cer, nu știu, pentru salvarea noastră. Și am să folosesc o ilustrație care
O analogie, că doar așa putem gândi în domeniul acesta. Dumnezeu este creatorul planului de mântuire. E marele arhitect al hidrocentralei. Asta e analogia. E o hidrocentrală. El construiește barajul, el creează lacul de acumulare, el pune rotorul, turbina. Și gata. Trebuie acum să existe apa sau și eu, cum se cheamă? Stai puțin, are un nume, canalul de cădere, nu. Mă rog, așa, de fugă, așa se cheamă. Canalul de fugă, mulțumesc. În care apa de la înălțime, vuf, cade și se zdrobește în rotor, producând energia. Deci apa se zdrobește în rotor, un rotor imens, care produce, prin dinam, produce curentul. Noi acum avem harul, prin jertfa Domnului Hristos, rolul lui, pe care și l-a luat pentru salvarea omului. Tată, mă duc eu, în sfatul păcii, a spus, eu mă duc. Sigur, sfatul păcii a fost făcut înainte de căderea omului, prin preștiința lui Dumnezeu. Și acum avem, în sfârșit, curent electric, har. Dar eu, care stau la 500 de metri de baraj, n-am curent. Pentru că îmi lipsește firul, conexiunea cu harul. Iar Duhul Sfânt este acela care reușește prin divinitatea, prin atotprezența sa, să conecteze cu toți cât suntem aici și cu toți cât suntem în lume. Și El este Duhul Sfânt care lucrează în dreptul fiecărui om. Ceea ce pot ști este doar rolurile pe care și le-au luat față de mântuirea noastră. Mai departe, n-am ce spune. Vă rog. Vă rog, cu curaj. E tot legat de subiect. Este vorba despre spiritul profetic, despre Ellen White din Review Herald, așa. 1907, 15 august. Vă mulțumesc. Paragraful... Ziceți conținutul. Aici este prezentată poziția lui Iisus Hristos în raport cu Tatăl Său. Deși sunt unul în scop și unul în minte, totuși, în personalitate, sunt doi. Perfect. Doi. Nu putem învăța din aceasta că trebuie să existe, unitate între credincioși. Nu există niciun motiv pentru care cineva ar trebui să simtă că este necesar ca el să-i aducă pe alții la linia exactă a propriei sale individualități. Dar, în principal, textul mi se pare clar referitor la Duhul Sfânt. În declarația aceasta, mi se spune clar, există doi, deci există Tatăl și Fiul. Și ni se spune mai sus, ni se arată rolul Fiului, care spune, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor. Dacă Duhul Sfânt este o persoană, care este rolul Duhului Sfânt? Cred că am presupun... fost... Vă mulțumesc mult. Nu știu dacă am înțeles bine întrebarea, dar mă veți corecta. Am înțeles ceva. Că în pasajul acesta se vorbește nu de Trinitate, ci de raportul dintre Tatăl și Fiul. Și faptul că nu i-a amintit Duhul Sfânt nu este un argument că El nu face parte din Trinitate. Da. Nu e argument. Se numește argumentul tăcerii, care nu spune nici da, nici nu. Dar sunt alte locuri în care Jehova spune foarte clar că este acolo. În al doilea rând, ce am înțeles din pasajul pe care l-ați citat, este că noi nu trebuie să-i aducem pe oameni la nivelul individualității noastre. Și aici nu este vorba de opinii. Adică nu e vorba de principii sau de lumina Bibliei, ci e vorba de opinii. Și nu cred că trebuie cineva să ajungă să creadă ca mine în anumite lucruri care nu sunt specificate. Al doilea lucru. În al treilea rând,
Rolul pe care Duhul Sfânt îl are, nu pot să vă dau eu acum, dar o căutare pe internet, pe pagina Spiritului Profetic, va vă arăta rolul extrem de generos și bogat al Duhului Sfânt în planul de mântuire și nu în raportarea cerească a treului care nu ne privește pe noi. Adică nu putem să înțelegem că este transcendentul. Noi înțelegem doar ce este descoperit în planul de mântuire, că Biblia a fost dată cu scopul mântuirii noastre. Vă propun să rămânem după și chiar vă mulțumesc că sunteți pasionat de subiect. Mai era o întrebare. Numai puțin, ați ridicat mâna între cei cinci. Da, am ridicat, dar nu, poate n-ați văzut. Era vorba despre Exod capitolul 2, asta capitolul 3, versetul 2, despre Îngerul lui Dumnezeu care era în rugul aprins. Și după aceea vine și spune: Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt Domnul Dumnezeu. Cine era? Îngerul lui Dumnezeu sau Dumnezeu? Era absolut clar din nenumărate pasaje ale Vechiului Testament și din Noul Testament. Și mai sunt cazuri. Numai puțin vorbesc. Deci, sunt foarte multe pasaje clare în care îngerul nu desemnează o constituție. Cuvântul angelos în limba greacă însemnează sol, ca și cuvântul înger în limba ebraică. Deci, în ebraică. Și arată doar un rol, o funcție, dar nu o constituție. Iar prin faptul că în capitolul 3 din Exodul spune că Îngerul Domnului era în rugul de foc și Domnul a strigat din rugul de foc și El a zis: eu sunt Domnul Dumnezeu, Tatăl tău, Avram, Isaac și Iacob. Faptul că Dumnezeu este egal cu Îngerul, conform și textului din 1 Corinteni 10:4, Hristos era stânca care venea după ei, arată foarte clar că acest rol înger, și nu doar acolo, apare nenumărate locuri. Am o listă întreagă, este Iisus Hristos, care s-a implicat în planul de mântuire încă din Vechiul Testament până în timpul nostru. Face Dumnezeu pentru... Bine, dacă avem, știu eu, gândirea aplicată la text și nu luăm textele scoase din context, atunci zice în psalm și Mântuitorul folosește în Ioan 10: voi sunteți Dumnezei. Apoi eu sunt Dumnezeu. Mă dați seama că scot din context și ajung la erezie. Cine era următorul? Vreau să nu să fim punctual ca să economisim timpul. Fratele? Deci mai erau încă 3 persoane. 1, 2 și... Și aici. A, așa. Misiunea Bisericii, Fereastra 10:40. Fereastra 10:40. Vă mulțumesc. Și mă gândeam la parabola Mântuitorul a stat la masă invitat de un fariseu și a spus o parabolă acolo la drumul și la garduri. Referitor la parabolă și Fereastra. Mulțumesc. 10:40. Cred că e un subiect foarte amplu care se leagă de chemarea noastră și de funcția, de rolul nostru față de lume. Suntem lumina lumii. Ori acest lucru se petrece la nivel individual, căutând pe oameni acolo unde sunt. E mult de spus, e misiologie. Putem să lăsăm pe data viitoare, poate chiar o predică. Fratele? Da, o chestie nu e lungă. Tare, te rog. Legat de subiectul din după masa aceasta, a fost prezentat clar și de înțeles o chestie, nu mi-e clară. Ați și citit paragraful din Ellen White, de Faptele Apostolilor. Natura Duhului Sfânt este o taină, oamenii nu pot să o explice, fiindcă Domnul nu le-a descoperit-o. Și totuși, cum s-a explicat în după masa aceasta natura Duhului Sfânt? N-am vorbit de natura Duhului Sfânt. Am vorbit de rolul Lui și de faptul că e divin, de personalitate. Dar natura, când intrăm în domeniul trinitarianismului, a trinității, a trei și totuși una, unime, treime,
acolo mintea noastră patinează. Deci nu putem. Iar atunci când vorbim, de exemplu, despre neprihănirea lui Hristos sau moartea Fiului lui Dumnezeu, mintea noastră patinează că nu intră în capacitatea noastră de a înțelege. Iar aceste lucruri le vom afla altă dată, în cer. Mulțumesc, dragule, sora Cristina. Vă spun, e ultima întrebare. Aș vrea să vă întreb cum vedeți planul de mântuire. Este doar la noi aplicat sau are de-a face și cu restabilirea imaginii lui Dumnezeu în univers? Vă mulțumesc. Și mai una scurtă legată de Marcu 14. Nu, să le luăm pe rând, să le luăm pe rând. Dragii mei, ați auzit de marea luptă. Unde a debutat marea luptă? În cer. Care a fost miza marei lupte în cer? Cum? Caracterul lui Dumnezeu. Perfect. Au avut răspuns îngerii, de exemplu, Lucifer, brici, inteligent, nemaipomenit, convinge pe îngeri, găsiți mai multe în cartea Între viață și moarte, dacă o aveți, soră. E o carte care se discută de mare luptă din cer, mare luptă de pe pământ, mare luptă din biserică și mare luptă din mine. E o piramidă inversă. Merită să căutați. E esențial. Adică sunt adevăruri specifice. Ei bine, în cer, Lucifer a venit cu o teorie perfectă, logică, rațională, mai tare ca darwinismul. Dau un exemplu. Și îngerii au spus, da, e perfect, e perfect. Dumnezeu zice altceva, el spune altceva și Dumnezeu e rațional și el e rațional. Bancă pare ca Lucifer să vină în spirit, în sprijinul lui Dumnezeu, deși Dumnezeu nu e de acord. Îngerii n-au putut distinge niciun fel de fisură în logica lui. Și aveau de ales între a rămâne cu Dumnezeu sau cu Lucifer. Pe ce bază să aleagă? Pe o singură bază. Autoritatea. Eu cred că Lucifer are dreptate, dar eu țin cu Dumnezeu. Înțelegeți? Eu îl aleg pe Dumnezeu pentru că eu recunosc autoritatea. Nu logica, ci autoritatea. Ceilalți au spus, dar e logic ce spune Lucifer și noi mergem cu el, că e logic. Și au călcat peste autoritate. Dar cel a rămas în confuzie și atunci diavolul ajunge pe pământ. E o istorie mai lungă de ce ajunge pe pământ. Dacă Dumnezeu îl stârpea pe Lucifer, noi nu mai aveam astăzi adunarea pentru că eram sfinți în paradis. Numai că rămânea un mare semn de întrebare. Nu. De exemplu, unde e Lucifer, tată? Păi el nu mai e. Cum? Nu mai e. Dar de ce? L-am omorât. L-ai ce? Că nu există moarte. L-am omorât. De ce l-ai așa? Zice, pentru că a păcătuit. Da. Păcat? Ce-i păcat? Vedeți confuzia. Și ca Dumnezeu să se îndreptățească în stârpirea răului, a trebuit să lase lucrurile să decurgă ca oamenii să vadă păcătoșenia păcatului. Și vă rog, rețineți, de la creațiune, de la căderea lui Adam, 1656 de ani, Dumnezeu n-a intervenit în istoria lumii. Deloc. Și Satan a făcut ce a vrut, încât era cât paci să stârpească toată omenirea, și Dumnezeu a zis stop. Și a venit cu potopul. De atunci încolo a intervenit. De atunci încolo era activ în blocarea. Până atunci nu. Ei bine, toată istoria păcatului s-a încheiat și universul, marea luptă din cer, a înțeles păcătoșenia lui Lucifer când l-a văzut pe Creatorul ucis de către Creator. Doamne, destul! Oprește! Gata! Și tata spune, nu pot. De ce, Doamne? Uite, pe oamenii ăștia sunt acoliții lui, prizonierii lui. Trebuie să le dau o șansă să aleagă și ei. Și ni se nasc copii și va veni un moment când copiii lumii, și deja îi văd, deja au apărut, nu o să mai fie în stare să aibă discernământ să aleagă. Și vor merge, ce fac copiii cu
pornografia, toate în clasa 5-a deja sunt experți. O să ajungă până acolo încât nu mai va fi niciun om de salvat. Și atunci Dumnezeu va spune, mai e cineva, nu? Strângeți buticul. Nimeni nu mai cumpără har. S-a încheiat și harul se va încheia. Și eu cred că suntem foarte aproape de momentul acesta. Istoria lumii continuă 2000 de ani, 2000 și ceva, numai ca să salveze Dumnezeu pe cei care mai sunt. Când se va încheia și cu posibilitatea salvării, nimeni nu mai vrea, atunci se va încheia de tot. Deci este o mică luptă pe pământ și o mare luptă în cer. Și tot ce se întâmplă în mica luptă îndreptățește pe Dumnezeu. Amintiți-vă de Iov. O mică luptă, Iov, Dumnezeu e drept, Dumnezeu e bun. Dragii mei, vă mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră și sunt chiar, a doua întrebare, sunt chiar surprins că ați rămas cam toți. Da. A doua întrebare... Stați-mă un pic că nu văd. 51 cu 52. Cred că e singurul loc unde apare versetul ăsta. Ar trebui să înțelegem altceva decât scrie pur și simplu aici. La prinderea lui Iisus mergea un tânăr care n-avea pe trup decât o învelitoare de pânză de in. Au pus mâna pe el, dar el și-a lăsat învelitoarea, a fugit în pielea goală. Textul acesta, cine mă ajută că e ușor? E o notă autobiografică a lui Marcu. El era tinerelul Marcu, Ioan Marcu, mama lui era proprietarea camerei de sus. Și când i-au plecat ucenicii, mamă, nu, stai în pat. Și el în cămașa de noapte a sărit geamul și după ei se vadă tot, și când a văzut-o, nu, a plecat pușcă. Deci este vorba de o notă autobiografică a lui Marcu. Marcu, al lui Marcu. Tinerelul Marcu care va deveni asociatul lui Pavel, apoi al lui Barnaba și va reveni Pavel, spune, am nevoie de Marcu. Dragii mei, ne ridicăm pentru rugăciune și vă mulțumesc pentru atenție și pentru întrebări.